Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. A venit momentul să avem discuția despre iPhone 12. În această cutie se află modelul de bază, iar eu am avut ocazia să-l țin în mână și să-l butonez și să-l folosesc timp de 2 zile. 2 zile în care am putut să-mi fac o părere cât de cât eu sper obiectivă și să putem să avem o discuție despre aceste telefoane spre finalul videoclipului. Dar până atunci, hai să vedem ce găsim în cutie și dacă acel hype în zona încărcătorului este sau nu fondat. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Sunteți pregătiți pentru cea mai scurtă experiență de unboxing din lume? Pentru început, cutia a suferit câteva modificări pe partea de volum, să-i spunem așa. Este ceva mai joasă, ceva mai îngustă, iar Apple susține că a putut să livreze mult mai multe dispozitive datorită volumului redus. Evident, nu mai avem încărcătorul, din acest motiv cutia este mai mică. Pe partea din spate avem informațiile clasice cu serial number, e-mail și așa mai departe, logo Apple, sigla Apple și cam atât, iar pe partea din față este modelul telefonului ieșit puțin în relief. Imediat cum dăm capacul deoparte, suntem întâmpinați de telefonul în sine, care vine cu fața în jos și nu mai este protejat de o folie de protecție, are mai degrabă un carton plastifiat, să-i spunem așa, o folie plastifiată care protejează ecranul, dar o vom da jos imediat. Mai departe avem un cablu de transfer date și de încărcare USB tip C la Lightning. Aici avem acel plic cu câteva informații și un singur sticker Apple. De obicei erau 2 în acel plic mai lunguieț, dar de data aceasta este un singur plic, cheița pentru sertarul SIM și cărticele pe care nimeni nu o să le citească. După cum puteți observa, nu avem căști, nu avem dongle, nu avem absolut nimic. Cablul și telefonul. Îmi place foarte mult că Apple și-a păstrat calitatea cutiei. Pe mine întotdeauna m-a fascinat genul acesta de ambalaje. Ok, telefonul în sine. Telefonul a fost folosit, în momentul acesta este oprit, iar eu doar am lipit această folie la loc ca să pot să vă arăt și vouă cum vine telefonul ambalat. Am să mă opresc puțin aici și am să vă spun să aveți foarte, foarte, foarte mare grijă cu acest dispozitiv. De ce? Pentru că în ciuda faptului că Apple a făcut un fel de aliaj, între ghilimele, a combinat sticla cu ceramica și așa mai departe și a făcut panoul din spate și panoul din față mai rezistent, este foarte, foarte, foarte ușor să-l zgâri. Eu am reușit cu o cârpă de microfibră. Hai să ne oprim aici pentru că asta este experiența de unboxing și să mergem mai departe să vorbim despre dispozitivul în sine. Am să fiu sincer cu voi și am să vă spun că am fost entuziasmat instantaneu de forma telefonului. De ce? Pentru că mie personal oricum îmi plac dispozitivele mobile. Chit că sunt tablete, telefoane, laptopuri și așa mai departe, care au aceste unghiuri drepte în designul lor. Dar ca și design și ca feeling, se simte ca o unealtă, se simte ca un dispozitiv premium, să spunem așa. Modelul acesta, cât și iPhone 12 mini, vor fi construite din aluminiu și este un aluminiu mat satinat, să-i spunem așa. Nu este rezistent foarte mult la amprente, după cum puteți observa, rămâne uleiul din piele pe ramă, dar nu este deranjant pentru că se curăță destul de ușor. Spatele telefonului și fața telefonului sunt construite dintr-un material nou, un fel de mix de sticlă și ceramică, iar cei de la Apple susțin că au îmbunătățit rezistența telefonului atât la flex cât și la drop test. Dar telefonul se simte foarte, foarte bine construit, butoanele au o senzație tactilă a la Apple, să spunem așa, este foarte, foarte calitativ fiecare buton, iar switch-ul acesta are un sunet satisfăcător peste orice altă măsură. Cumva îmi place mai mult decât la 11,
inclusiv mai mult decât la telefonul meu, care după atâția ani de zile a început să joace aici în lăcașul lui. Hai să vorbim despre încă o mică de tot chestie legată de design. Îmi place foarte, foarte mult cum nu avem un buffer. Sticla este plată și este la nivel cu rama telefonului, atât pe spate, cât și pe partea frontală. Și se vede foarte bine și în momentul în care îl pui pe o suprafață plană, efectiv fiecare parte a ramei este în contact cu planul respectiv. Mai puțin pe spate, unde avem camera bump, iar telefonul se bălângăne de pe o parte pe cealaltă. În schimb, cu o husă, acest aspect se va rezolva fără absolut nicio problemă. Cam asta ar fi de spus despre construcția telefonului. Însă aș vrea să mă opresc aici un pic și să vă spun că, deși îmi place de mor felul în care se simte telefonul și ergonomia lui în momentul în care îl ții în această poziție să te joci sau în această poziție să-l ții la ureche sau să scrii un mesaj, este foarte ușor de manipulat, cântărește undeva la 150 de grame, în jurul sumei de 150 de grame, nu mai știu exact, dar este mult, mult, mult mai ușor decât iPhone 11 Pro sau 12 Pro și așa mai departe. Este un pic mai ușor inclusiv decât iPhone 11, modelul de bază al anului trecut. Cumva, parcă nu mai dă senzația de produs calitativ. Știți că am mai avut noi discuții în care am spus că greutatea unui dispozitiv psihologic poate fi asemănată cu termenul de calitate. Cu cât este mai greu un dispozitiv, vei avea impresia că este mai solid, mai calitativ și că va rezista mai mult în timp. Ceea ce cu iPhone 12 s-a pierdut ușor, ușor, ușor de tot. Dacă ar fi să măsori pe o scară de la 1 la 5, aș putea spune că această senzație este 3,5 din 5. Celelalte iPhone-uri erau 4,5. Deci nu este un factor major, nu vă imaginați că este un telefon ușor și ieftin făcut, doar că personal mi-aș fi dorit să fie un pic mai greu. Dar ador designul acesta, de la ergonomie, la felul în care se duce sticla de pe o ramă pe cealaltă, fără să fie întreruptă de vreun buffer și se unește perfect cu rama din aluminiu. Am pornit telefonul și, bineînțeles, setup-ul era deja făcut. 146,7 mm în înălțime, 71,5 în lățime și o grosime de 7,4 mm. Așadar, ca și volum, dar ca și grosime, telefonul acesta a mai slăbit un pic și hai să mergem mai departe către ecran, unde aici, spre deosebire de celelalte iPhone-uri, modelul de bază, e bine, a suferit o modificare considerabilă pe partea de ecran. De data aceasta avem Super Retina OLED HDR10 cu o luminozitate de 65 de niți până la 1200 de niți maximum în modul auto. 6,1 inch în diagonală, așadar dimensiunea ecranului a rămas aceeași ca și cea de anul trecut, însă de data aceasta avem 2532 de pixeli pe 1170. Același aspect, 19,5x9, așadar este foarte, foarte confortabil de ținut în mână așa, doar că densitatea a urcat la 460 de pixeli per inch. Hai să mergem pe partea de software și, bineînțeles, procesor și așa mai departe. Primul telefon din lume făcut pe 5 nanometri, urmat de Huawei Mate 40 Pro, primul telefon din lume cu Android pe 5 nanometri. Două nuclee, 2 ori 31 GHz, acestea sunt două nuclee de putere și mai sunt 4 nuclee eficiente, 4 ori 1,8 GHz. Cele două nuclee de la început, ei bine, au suferit o schimbare destul de considerabilă, 3,1 versus 2,65 GHz. Ai modelului anterior. Telefonul vine în 3 variante, 64, 128 și 256 de GB, toate cu 4 GB RAM. Hai să ne îndreptăm atenția către sistemul de operare, ce aduce câteva îmbunătățiri pe partea de software, dar și câteva schimbări în interfață. Nu vom intra în detalii, ci voi puncta chestiile majore. În partea din dreapta de tot avem App Library, unde aplicațiile sunt categorisite în funcție de aplicații sociale, aplicații pentru entertainment, jocuri, productivitate și așa mai departe. Un swipe în partea de sus în jos,
ne duce către un meniu, un fel de app drawer, ca pe Android, unde avem organizate în ordine alfabetică toate aplicațiile și cu un scroll bar aici care vibrează în funcție de fiecare literă. În stânga de tot, widgeturile au suferit câteva modificări. Acum Apple a luat decizia și a făcut o altă implementare asupra widgeturilor de sistem, însă dezvoltatorii de aplicații pot lua decizia să facă widgeturi în zona aceasta sau, dacă nu, pot da edit, iar în partea de jos pot adăuga widgeturi legacy, să spunem așa, cum ar fi widgetul de la Shazam sau widgetul de la Google Keep și așa mai departe. Cam astea sunt modificările majore pe partea de sistemul de operare, mai sunt îmbunătățiri pe aici, pe acolo, însă funcționalitatea este cea cu care am fost obișnuiți de la Apple până acum. Telefonul nu are lag, telefonul nu se împiedică și telefonul nu suferă de absolut nicio încetinire, indiferent de câte aplicații ai deschise în fundal, jocuri și așa mai departe. Așadar, la capitolul acesta, Apple își păstrează tradiția și, bineînțeles, își păstrează renumele ca fiind unul dintre cele mai bune optimizate de pe piață, dacă nu singurul telefon extraordinar de bine optimizat. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip și mai avem puțin de tot de discutat despre iPhone 12. De ce? Pentru că este un telefon destul de controversat, având în vedere ultima mișcare pe care a făcut-o Apple și aceea de a renunța la încărcătorul din pachet. Dacă nu știți, pretextul sub care a fost făcută această acțiune este că electronicele vin cu încărcătoare și după ce nu mai folosim acele electronice, unele sunt aruncate sau nu sunt reciclate cum trebuie și rămâne foarte mult deșeu electronic. Acum, dacă mă întrebați pe mine, mi se pare un pic marketing și o metodă așa de a mai scoate niște bani de la noi utilizatorii. În orice caz, în momentul în care iei în considerare faptul că ai nevoie sau că vrei să-ți cumperi acest telefon, ar trebui să fii conștient. Așadar, pentru cei care se plâng că nu are încărcător și că lumea Android îți oferă mai multe lucruri, e bine, înseamnă că iPhone-ul nu este pentru tine. De ce? Pentru că, după cum bine știți, Apple mereu a avut publicul lor țintă și nu poți compara mere cu pere. Acum, nu pot spune în mod particular că sunt de acord cu lipsa încărcătorului, cu lipsa căștilor și așa mai departe, dar spun exact același lucru pe care l-am spus și acum câteva minute. Dacă îți permiți un telefon de genul acesta să te duci, uite banii, dăm telefonul, cu siguranță îți permiți și o pereche de căști. Iar dacă ești un entuziasmat de tehnologie, cu siguranță nu o să folosești căștile incluse în pachet și probabil nu o să folosești nici încărcătorul pe care îl are iPhone-ul în pachet. Ai posibilitatea să-ți alegi ce încărcător vrei tu, de la Apple sau aftermarket. Cam atât pentru ziua de astăzi, voi aștepta și celelalte modele de telefoane să vină ca să putem să le comparăm pe toate odată și bineînțeles stați pe țeavă pentru că o să vină următorul videoclip cu camerele acestui iPhone, pentru că sunt niște camere destul de bune, cel puțin camera principală, unde au mai modificat câteva lucruri în plus, după cum ați putut observa, au modificat și F-ul, așadar camera ar trebui să fie în stare să prindă și mai multă lumină decât modelele anterioare și bineînțeles calitatea, dar și luminozitatea fotografiilor ar trebui să fie ceva mai bun. Așadar, vom avea un videoclip dedicat camerelor acestor dispozitive. Până atunci, numai bine și nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile, prețuri actualizate și, bineînțeles, dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!